soarele mai încălzește cu destulă putere în acest sfârșit de toamnă. Totuși e cam răcoare și iarna se apropie. Magazinele Bucureștiului sunt gata să întâmpine anotimpul rece. Pentru bărbați, alegerea nu e atât de grea. Femeile însă, ele se hotărăsc totdeauna mai greu. Anul acesta se găsesc destui șoșoni. Și de bună calitate. Deocamdată sunt căutați pantofii de toamnă. Peste puțin timp însă, bocancii vor fi mai la modă. E adevărat că pentru schi e prea devreme, dar mănușile și căciulița e bine să le ai din timp. Iată pe cineva care dorește să ningă cât mai repede. Anul acesta, magazinele alimentare sunt aprovizionate cu de 3 ori mai multe produse decât anul trecut. Și acum, după acest scurt raid prin magazine, credem că... iarna poate să vie! Pentru toate femeile din jurul nostru, care ne fac viața mai plăcută și mai frumoasă, unitățile comerciale au pregătit cu prilejul lui 8 martie nenumărate cadouri. Și, ca de obicei, bărbații simt bucuria acestei zile din plin. De câte ori nu ni s-a întâmplat aceasta? S-a dus un fir la ciorap, o adevărată dramă feminină. O veste bună! De curând, la fabrica Adesco din capitale, au început să fie produși ciorapi din material nedeșirabil. Încă din primele zile ale apariției lui în magazine, noul sortiment a fost cerut în mari cantități. În capitală s-a deschis o nouă unitate a alimentației publice. Ea este dotată cu un bufet expres, unde se poate servi o masă caldă sau rece, într-un timp scurt și la prețuri convenabile. Reporterul nostru, care a filmat în primele ore de la deschiderea noului magazin Gospodina, a surprins o mare afluență de cumpărători. Unui uriaș care crește atât de vertiginos ca Bucureștiul nostru, îi crește și pofta de mâncare. Noul magazin Miorița din strada Doamnei este deschis toată ziua și mai ales pentru băutori toată noaptea. Miorița s-a specializat în brânzeturi și produse lactate. Delta Dunării, lângă Piața Romană, oferă semifabricate și conserve din pește. Aici înoată în ulei și marinate pești pentru toate gusturile. Alături de Delta Dunării, Polar. Găsim în noul magazin o mare varietate de produse alimentare conservate prin frig. Și cum mâncarea face sete, Polar poate servi prompt un cocktail de lapte cu sirop. Pe bulevardul 1848 s-a deschis bufetul, restaurantul și barul Rapid. Sunteți grăbit? Autodeservirea vă cruță timpul. Spațioase, luminoase, bine aprovizionate, noile magazine satisfac toate exigențele. Primăvara a bătut și la porțile întineritului Galați. Și odată cu ea, cetățenii noului cartier Țiglina au primit în dar un modern complex comercial. Cine a vizitat cu ani în urmă vechiul port fluvial, își mai amintește poate mizerele ulițe comerciale ale orașului,
în cafinelele cărora negustorii tranșau afaceri dubioase pe seama umilului consumator. Acele vremuri s-au dus. Azi, în acest centru modern și primitor, se aprovizionează mii de oameni ai muncii. Viitoarele mame hotărăsc ce cărucior să cumpere pentru copiii lor, iar copiii cu care din jucării să facă bucurie părinților. Foarte mulți bucureșteni cunosc interiorul barului, nici nu-i mai spunem numele, dar mai puțin știu că el a fost în întregime proiectat și executat la întreprinderea de construcții și montaj depozite din capitală. Una din secții produce tipuri de mobilă unicat din materiale plastice pentru numeroasele noi magazine din țară, biblioteci, cofetării și multe altele. Cronica vremii va aminti generațiilor viitoare că această nouă localitate pe harta României a fost înălțată în ultimii ani. Casele vesele, drumurile străjuite de lumini de neon, pădurea antenelor de televizor, magazinele moderne, totul vorbește aici despre viața nouă a oamenilor muncii, despre bunăstarea socialistă. Acesta este Oneștiul, un oraș al tinereții. Și ca să încheiem cu o frumoasă realizare, vom arăta că numai în anul 1960 s-au născut aici 531 de copii. Ca o ilustrare vie a transformărilor radicale în înfățișarea orașelor patriei, dar și ca o destindere pentru ochi, vă oferim aceste imagini fără cuvinte, culese în Craiova de azi. Regezimea piersicii. Iată un ideal feminin pentru care până și bărbații au o mare înțelegere. Pentru că orice s-ar spune, ochii văd, inima... Un întreg sector al industriei, 8 întreprinderi, s-a profilat pe producerea frăgezimii la tub. Rețeaua comercială de specialitate se găsesc acum peste 700 sortimente de creme, parfumuri, pudre, șampoane și alte produse cosmetice, ca să nu mai vorbim de rujuri. Acest produs a cărui folosire are strânse și secrete legături cu cererea tot mai mare de batiste. În capitală a luat ființă... Rețeaua magazinelor timișorene utilizează pentru propriile sale nevoi o marfă deficitară încă în comerțul nostru, Fantezia. Magazinul Mercur, de pildă, ține deschis fără întrerupere de dimineața până seara. Restaurantele s-au diversificat și specializat după preparatele oferite. În materie de cofetării s-a mers până acolo încât crinul a fost rezervat exclusiv genului frumos. Pe apele și Fantezia nu rimează, dar sună bine. Un nou punct luminos pe harta comercială a Bucureștiului. Supermagazinul Fortuna, Calea Victoriei, numărul 11. Metode originale de transport și ambalaj, bună aprovizionare, utilaje moderne, cântărire automată. Organizat de Ministerul Agriculturii și Silviculturii, magazinul oferă cumpărătorilor pe o suprafață de 1600 de metri pătrați o gamă largă de produse alimentare. O serie de inovații simple, dar eficace, printre care barul bufet de tip express, sporesc caracterul atractiv al magazinului și explică în bună măsură afluxul mare de cumpărători. Succes fortunei bucureștene, ci mai ales consecvență!
Centrul, ca și cartierele mărginașe, se împodobesc rapid cu blocuri noi, rodul fanteziei îndrăznețe a arhitecților. Magazinele noi sunt și ele pline de surprize plăcute. Cafeaua este râșnită automat de cumpărător, iar răbdarea îndelung pusă la încercare pentru frumusețe este alinată de muzica la cască oferită cu amabilitate de întreprinderea de coafuri. Politețea, atitudinea prevenitoare, respectul pentru cumpărător, eficiența în manipularea, prezentarea și comercializarea bunurilor de larg consum sunt dintre mărfurile pe care le-am dori în mult mai mari cantități în magazinele noastre. Pornind de la faptul că foarte mulți vânzători sunt tineri, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist a inițiat un concurs pe țară cu tema Buna Servire, despre care ne-a vorbit tovarășul Walter Iosif, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. Îmbunătățirea permanentă a deservirii populației în rețeaua comercială, de altfel problemă subliniată și la recenta plenară a Comitetului Central al partidului nostru, este o problemă care trebuie să stea în continuu în preocuparea lucrătorilor din comerț pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Tocmai în vederea realizării acestor indicatori, pentru educarea prin muncă și pentru muncă a tinerilor, de altfel numărul cărora în sectorul comercial este destul de mare, pentru dezvoltarea pasiunii acestora, în vederea perfecționării continuă a pregătirilor profesionale, s-a inițiat de către Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, în strânsă colaborare cu Ministerul Comerțului Interior, cu Centrocop și UCECOM, concursul profesional Buna Servire, concurs care se desfășoară între decembrie 1969, mai 1970 și la care au posibilitatea să participe toți tinerii. Amicului nostru, recent mutat în casă nouă, i-au picat pe nepusă masă câțiva musafiri. După zâmbetele obligatorii, începe, cum bine știți, bătaia de cap. Du-te, bărbate, după cumpărături. Amicul nostru însă e băiat descurcăreț și informat. Telefon 14 71 56. Servim comenzile care depășesc 60 de lei. Aș vrea eu să scap doar cu atât. Magazinul Unic are posibilitatea să te scoată urgent din orice încurcătură de acest fel. Indiferent de distanță, care de altfel nu intră în calcularea prețului, Unic expediază ajutoare consistente celor atacați de prieteni. Gazdele au răsuflat, în fine ușurate de griji și de ceva parale. Izbucniri zvelte, înscriind în spațiile noite frumuseți geometrice și tonuri policrome, noile noastre blocuri își aruncă umbrele uriașe peste vaste întinderi verzi. Cine ar recunoaște, dacă nu l-a vizitat de câțiva ani, Galațiul de azi, cu trandafiri, flori și pajiști, din mijlocul cărora cresc construcții moderne, în preajma cărora oraș de provincie sună superlativ. Flori, beton și sticlă. Iată elementele fundamentale ale noilor cartiere gălățeni și perspective largi pe măsura zilelor noastre. Bijuteria, unitate cu un profil bine cunoscut, s-a reintegrat de curând ca o veritabilă perlă în colierul magazinelor din capitală și, după cum se vede, s-a și situat la inima clientelei. Evident, un plus de grație și distinție. Ultimele zile ale acestui an primăvăratic încă pentru bucureșteni, cunosc o animație aproape obișnuită lunii cadourilor. Și cum unele cadouri s-au ieftinit în proporție considerabilă, afluența de cumpărători la raioanele în cauză pare firească și ea. Ne apropiem de ora trecerii spre un nou an.
Totul se cumpără cu o asiduitate demnă de cele mai zorite furnici. La mare căutare se află cosmeticele și, în special, parfumurile. Pentru unii se înțelege. Pentru alții, graba este o simplă necesitate de integrare în atmosfera generală a grăbiților. Până și aparatul de filmat n-a putut ceda acestei noi dimensiuni a mișcării umane și zorit se grăbește și el. Începutul raidului nostru anchetă prin unitățile Gospodina, ne-am oprit la secția Gospodina de la magazinul Bitolia din piața Dorobanți. Vrem să aflăm în primul rând care sunt sortimentele pe care le puneți astăzi la dispoziția cumpărătorilor, a cumpărătoarelor dumneavoastră. Stau de vorbă cu tovarășul Petre Zaharescu, responsabilul magazinului. Astăzi avem în desfacere următoarele produse, da, de tip culinar, zis Gospodina, adică Gospodina. Mici, tocată de vacă, tocată de porc, sarmale în foi de vază, ardei umpluși, nițel, plătite. De unde primiți aceste sortimente? Aceste sortimente le primim de la Laboratorul Triunf, Laboratorul de Întreprinderii Comerciale de Stat cum Aliment. Spuneți-mi, ieri ați avut și alte produse față de ce aveți astăzi? Ieri nu, n-am avut. Am avut ceva mai puțin produse față de astăzi cu plătitele, întrucât probabil că nu le-au făcut. Sau s-au omis să furnizeze la unitatea noastră. Vă faceți cumpărăturile la ora aceasta? Da, înainte de a merge la serviciu, totdeauna vii și cumpăr în acest magazin. Cumpărați și de la secția Gospodina a magazinului? Da, mai întotdeauna, pentru că nouă ne plac foarte mult micii și soțului meu, copilului. Mai ce? Puțin carnea tocată, deoarece are foarte multă pâine. Sunteți amabile să-mi spuneți cum vă numiți? Da, Baba Elena. Unde lucrați, vă rog? Îi ferește Băneasa, fabrica de tranzistori. La secția Gospodina de la magazinul Comaliment numărul 1 din Bulevardul Magheru am stat de vorbă cu vânzătoarea Maria Boierescu. Vă rog să-mi spuneți în primul rând ce sortimente le puneți astăzi la dispoziție cumpărătorilor de la secția dumneavoastră. Astăzi la această secție de Gospodina se vinde carne tocată, de porc, de vacă, sărmăluțe, cârnăciori și mici. Deci câte sortimente ar fi? Am în general 6-7. Nu e vorba de în general, câte aveți astăzi? 6. Ieri ați avut și altele sau aceleași? Nu, aceleași sortimente. Socotiți că acum, când suntem în plină vară, s-ar mai putea prepara și altceva decât ceea ce ne-ați spus mai înainte? Da, spre exemplu, ardei umpluți, sărmăluțe în foi de viță și dovlecei umpluți. Ați cerut cumva de la cei care vă aprovizionează aceste sortimente astăzi? Da, am cerut, dar nu a avut. Să ne spuneți însă cine vă aprovizionează, de la ce bucătărie vi se procură aceste produse pe care le vindeți la secția Gospodina? Da, de la bucătăria Triunf. Opa! Câteva observații ale dumneavoastră în legătură cu produsele pe care le vindeți. Mărfurile în general sunt foarte bune și apreciate de cumpărătorii noștri, însă câteodată micii mai sunt de proastă calitate. Dumneavoastră mâncați produse pe care le vindeți aici la Gospodina? Da. Și vă plac întotdeauna? În general, da. Ce nu vă place? Carnea tocată. De ce nu vă place? De multe ori are mai multă pâine. Ați venit să vă faceți cumpărăturile? Da. Sunteți drăguță să-mi spuneți cum vă numiți? Cornelia Popescu. Spuneți-mi, cumpărați des de la unitățile Gospodina? Uneori. De ce numai uneori? Fiindcă sunt gospodină și prefer să gătesc acasă. Și atunci când ați cumpărat, ce anume ați luat? Am luat sărmăluțe în foi de varză și ardei umpluți. Și ce părere aveți despre aceste produse? N-am fost prea mulțumită. De ce? Fiindcă au fost puțin mai prost preparate. Puteți să spuneți că sunteți gospodină? Despre ce era vorba? Era varză prea multă și puțină carne și ardei umpluți erau foarte sărați și de asemenea foarte puțină carne, prea mai multă pâine. Și am luat de asemenea și niște vinete care erau foarte prost preparate, n-aveau niciun gust, erau un pic amărui și am renunțat să mai cumpăr. Ce sugestii le-ați face dumneavoastră ca gospodină celor care prepară aceste produse care se desfac prin unitățile Gospodina? Aș dori să le prepare mai cu multă atenție, mai de bună calitate și să aducă preparate de sezon. Într-unul dintre cartierele noi ale orașului nostru, drumul Taberei, nu este nicio unitate Gospodina. Nu este oare necesară?
Cer părerea uneia dintre locatarele cartierului, tovarășa Victoria Radu. Unde lucrați, vă rog? La OCL Mobila, sunt statistician. Socotiți că o unitate gospodină aici în cartier, la câțiva metri de casa dumneavoastră, ar fi necesară? Da, cred că ar fi foarte necesară. A fost cândva, însă s-a desfințat. Știți cumva de ce? Nu știm de ce, ne-am mirat, însă era foarte bună. Deși nu erau produsele de prea bună calitate întotdeauna, însă totuși era mai mult decât nimic. Eventual se puteau îmbunătăți produsele. Ați cumpărat de la unități gospodina din oraș? Vi s-a întâmplat să cumpărați? Da, de la magazinul Polar. Și ce părere aveți? Nu totdeauna au fost bine preparate. Adică cred că au fost prea multă pâine băgată în tocătură și nu totdeauna sunt suficient de proaspete. Ca gospodină, ce sugestii le-ați face, deci, gospodarilor care se ocupă de unitățile gospodina? Să aducă în cantitate mare și variată și, bineînțeles, să fie de bună calitate. Și să se înființeze și în cartierul dumneavoastră asemenea unii. Bineînțeles, ar fi o dorință a celor care locuiesc în acest cartier.